dar nu-l poți vedea. Pentru că tocmai asta spuneam, e îngrădit de departe. El se vede așa, de la un moment dat sunt niște dealuri acolo, toate deasupra Oceanului Atlantic. Și se vede așa din depărtare. Vezi câte o mașinuță, cum trece, impecabil gazonul ăla și așa mai departe. Deci aia sunt securizați acolo. Se știe, vin și președinți de stat, vin oameni care conduc destinele planetei și ei stau și discută acolo. Și plimbându-te de la o gaură la alta, da, îți permite jocul ăla care nu are nicio logică, n-are nicio, nu te implică din punct de vedere cerebral în niciun fel, nu trebuie să ții nici scorul, că sunt unii care îl țin acolo, și tu poți să flecărești, să vorbești despre cum va fi lumea de mâine, de poimâine, ce războaie vor veni, adică să pune planeta la cale. Asta este scopul golfului. Dar acolo nu se duc amărășteni. Chiar dacă tu ești pasionat de golf, să zicem, te uiți la televizor, că sunt canale în Occident dedicate golfului, dar te uiți toată ziua la golf sau Dumnezeu știe ce te-a atras, ai fibra asta. Niciodată nu vei ajunge, dacă ești un amărât, să participi la așa ceva. Da? Niciodată nu vei ajunge să participi la așa ceva, pentru că acolo trebuie să fii întâi cineva și apoi să fii un bun jucător de golf. Bun. Preotul greco-catolic Chris Terheș, președinte al Coaliției Românilor din SUA, își arăta indignarea vis-a-vis de comportamentul președintelui României, sublinind faptul că preferă vizite doar în locații exclusiviste. De la el știm asta cu Miami, s-ar fi întors șeful statului. Noaptea minții, zice Chris Terheș ăsta. Eu nu zic să nu meargă la golf, dar pe lângă vacanțe și distracții, ar putea să viziteze un șantier, o autostradă, un spital, o școală, o fabrică. Nu vorbea el despre România educată ca proiect de țară? E interesant ce ne spune în continuarea declarației, că numai pentru asta nu știu dacă am fi citit-o. Zice așa, pe ăștia nu-i interesează de români, ci doar ca securiștii să mulgă bugetul de stat și să-i controleze pe cât mai mulți români. La eveniment participă o serie de securiști, printre care și Vulpea, între ghilimele și cu V mare, Vulpea, adică unchiul lui Cioloș, cel care a creat serviciul secret 0215, dacă s-o citi așa, Iohannis e capul nomenclaturii noii securități, scrie preotul greco-catolic Chris Terheș. Deci iată, până la urmă, la unde s-ar duce, nu mergem atât de departe să credem că pe el îl frământă lucruri de genul ăsta, dar evident, atunci când n-ai probleme, încerci să-ți faci. Atunci când, într-adevăr, nu găsești soluții, poți să inventezi ceva. Românul este sforar, în general. Ați văzut toate evenimentele lumii la noi, sunt puse sub semnul întrebării. Noi, chiar dacă nu citim pe nicăieri, chiar dacă n-auzim pe nicăieri, le punem noi sub semnul întrebării, oricât de serioase ar putea să pară. Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct, asta e important, al PSD, ci că l-ar fi atacat pe Victor Ponta, rău de tot, într-o intervenție telefonică la Antena 3, acolo unde în general își permit ei cele mai multe. Ponta scrisese pe Facebook că Dadi Dragnea, deci ăsta e apelativul lui Graur, nu al lui Dragnea, dar în fine, se salvează întotdeauna doar pe el. O trimitere la faptul că liderul PSD a acceptat remanierea lui Sevil Shaideh, unul dintre oamenii săi de încredere. Dumnezeu știe acum dacă a acceptat-o el sau n-a avut încotro. Efectiv, mă doare în... Ba, e un ce aici, în declarația lui, și sunt niște puncte de suspensie. Hai să zicem, mă doare în cot, da? De ce spune Victor Ponta, dar s-ar putea să-l doară chiar mai rău, adică să fie chiar mai grav dacă îl doare în altă parte, mai grav pentru Ponta, nu pentru Codrin. N-are nicio importanță ce spune Victor. Noi aici vorbim despre lucruri serioase la PSD. Păi am văzut ce serioși au fost cei din PSD, iarăși exact ca în vremea vestitului USL, n-aveau motive să-și creeze probleme și până la urmă și le-au creat. De parcă stă cineva în România în momentul de față să-ți facă ție controlul la guvernare. Toate ministerele sunt o apă și un pământ. România nu progresează real în niciun domeniu. Și ce sunt remanierile astea, bă? Ei erau exact ca în situația când USL-ul se certa în interior, în interiorul partidului, cum spuneau ei, și până la urmă a explodat. Deși nu avea niciun adversar. Nici acum. PSD-ul fără niciun adversar politic, absolut fără niciun adversar politic, fără niciun dușman politic, în afară de niște clevetitori, a trecut iarăși printr-o remaniere și a fost aproape de o explozie. Sau chiar de o implozie. Jenant, jenant. Nu s-a mai pomenit așa ceva niciodată. Îmi dați seama dacă ar fi avut în spinarea lor, da, să-i audă răsuflarea în ceafă, practic,
unui partid ăsta serios, unei opoziții grele. Păi se făceau praf și pulbere. Și niște amărâți, da, niște sărântoci, da, niște țărănoi înfiorători. Da, deci ce sunt lucrurile astea? S-au adunat acolo, nu mai știu cum să iasă din clinciul ăsta, până la urmă au trebuit să-și scoată, da, și-au dat cu stângul în dreptul, au scos trei miniștri de cor. Sigur, deocamdată nu s-a făcut oficial schimbarea, da, este, cred, inevitabilă, nu știu la ce ne-am putea aștepta. În fine, dramatic pentru acest partid care să credea stăpânul României, nu stăpânește nimic. Deci nu reușește să facă în interiorul partidului un pic de curățenie. Dar sunt tabere și acolo. Ce tabere sunt astea? Poate să existe o tabără Grindeanu sau o tabără Tudose. Este hipnotic, este suprarealist. Ce tabere sunt alea? Cum să fim tabăra lui Tudose? Păi cine-i Tudose? De Tudose n-a auzise nimeni în PSD, bă, până să ajungă prim-ministru. Da? La cât sunt ei de preocupați de evenimente, deci n-a auzise nimeni de el. Ce tabăra Tudose? Ăla de-abia știe să deschidă gura. Spune trei fraze, două greșite. Plus că n-are nicio cultură. Ce ai putea să vorbești, de exemplu, cu un ministru în guvernul Tudose? Întreb și eu. Despre ce? Habar n-au nici cât le este alocat de la buget în fiecare an. Nu știu nimic. Au niște cifre de alea pe care le învârt, niște dosare. Spun niște lucruri, că oricum sunt neverificabile cele mai multe. Cine are acces în publicul larg să vadă schemele alea ale lor și procentele alea? O idioțenie. Și un partid care, într-adevăr, și-a făcut iarăși harakiri fără să fie obligat de nimic. Da, și să ceartă între ei, bineînțeles, asta atitudinea lui Victor Ponta. Acum, la un moment dat, văzându-l atât de prost, te gândești că, bă, poate o face intenționat. Că ce-i servește politic lui Ponta, care atât a avut în cariera lui, da? Să-l țină minte PSD-ul ca pe un om important. După ce s-a terminat, așa cum s-a terminat mandatul lui, relativ în coadă de pește, da? Atâta mai putea. Să-l țină în minte, să spună, bă, a fost șeful partidului, da, a fost candidatul nostru la președinție, a câștigat turul întâi cu cel mai mare avans de la Revoluție încoace, găseau ei niște statistici de-astea, gen Antena 3 și RTV, da, mai vorbeau după aia de restul, a fost un om exemplar, pe drept numit al doilea Titulescu sau micul Titulescu sau nu știu cum, asta era singura lui șansă, odată ieșit în decor, da? Să rămână, să aibă niște oameni, aia să-l tot pomenească de fiecare dată când le era greu să facă referire la el, asta mai putea să facă, da? El ce a făcut? I-a distrus pe aia, sau încearcă să-i distrugă din temelii. Deși el, când fusese acolo, practic asta făcea. Așa-i. Bă, cam același lucru. Nu pot să spun că Victor Ponta, în calitate de șef al PSD-ului, era radicalmente diferit de Liviu Dragnea. Eu nu sesizez. Mi se pare că erau din același aluat, tot un nemernic de ăsta, da, pe care mereu îl punea între paranteze. Bă, dar oare așa o fi? Oare nu minte ăsta? N-aveai nicio certitudine cu el, nu te puteai baza pe nimic. Orice spunea era totdeauna în dubii. Exact așa cum se întâmplă și la Dragnea. Să-l crezi, să nu crezi. O fi de la el, nu o fi de la el. Încearcă să sape pe unul. Oare acum jocurile cui le face? Și numai așa se vorbește. Nimeni n-are încredere în ei nici de doi bani. Deci rezultatele astea statistice, că au 60%, că-s votați, nu știu ce județe, ce contează, bă, voi n-ați văzut cum arată lumea pe stradă? Bă, oameni care nu știu nimic despre nimic. Bă, deci trăim într-o societate, ne-am sălbăticit, deci nu mai ai ce să vorbești cu un om. Bă, numai te uiți la moaca lui pe stradă și îți dai seama că e o nulitate absolută. Și oameni care n-au cunoștințe despre nimic, trăiesc ca niște buruieni, le permite societatea, nu trebuie să știe astăzi nimic. Ai un cont ăsta de socializare, eventual ai o adresă de e-mail, știi să bârâi un telefon mobil în sensurile astea, te descurci. Da, este stânjenitor. Da, ne plimbăm pe stradă ăștia care, într-adevăr, mai cunoaștem câte ceva. Pă, stingheri, au ajuns să ne înjure toți hipopotamii, toți crocodilii. Asta mai putem să facem. Să le răspundem tembelilor, da, impotenților mental la înjurături sau nu. Asta ne-a mai rămas nouă. Trebuie să ne plimbăm în lumea asta ca niște ciudați, bă. N-ai cu cine să discuți, toți sunt la fel. Toți ăștia născuți în secolul 20, bă, toți în secolul 21, pardon, toți sunt la fel, bă. Absolut nimic. Ei nu mai au niciun reper față de nimic. Ce s-a întâmplat ieri, ce s-a întâmplat acum un an? Nimic. Cunoștințe zero despre orice. Două, trei chestii auzite așa, șușotite pe undeva, neverificate nicăieri. Asta e societatea de astăzi. Evident că oamenii politici, evident că cei care vorbesc la televizor, evident că cei care ne judecă, toți fac parte din aluatul ăsta.
Da, asta este România în momentul de față. Da, niște sălbatici, pur și simplu, care trăiesc și ei în mediul ăsta aproape ca de junglă. Bun, deci ăsta, într-adevăr, l-a pus la colț pe Victor Ponta, care nu-i ajută deloc, e adevărat. Dar putea și el să vină să le mai spună câte ceva, în afară de înjurăturile astea, care sigur că acum vor completa versurile alea sau rândurile alea goale lăsate de Victor Ponta, nu apucase să le umple chiar pe toate cât a fost premier. Și acum asta se va așterne. Domnule, a plecat urât, da? Ca dintr-o relație dintre aia unde ar fi putut să tacă la un moment dat și să închidă ușa după el și asta e, că după aia timpul ar fi rezolvat oricum pe toate și chiar multe din lucrurile rele ar fi părut lucruri pozitive, știm cu toții cum se întâmplă în viață. E bine, el n-a făcut așa. El s-a dus, sigur, de ură, de invidie. E clar că a plecat fără să-și dorească lucrul ăsta, vine și calcă pe toți aia în picioare. Nu că ea n-ar merita. Dar vă dați seama ce spune istoria despre un astfel de individ? Păi erau oamenii lui. Atât timp cât a stat în interiorul lor, niciodată n-a spus asta despre el. Dar el cu Codrin Ștefănescu era amic. Codrin Ștefănescu era acolo. Da? De ce nu-i spunea atunci lui Codrin în direct? Bă, tu mă faci de râs. E o nulitate absolută. Hai că eu mai îndrum ceva, mai știu ceva. Păi tu... De ce nu-și remaniau între ei oamenii să-și aducă persoane de calitate? Evident știm de ce. Dacă ei erau prostănaci, cum să aducă oameni de calitate? Evident. Bun. Gabi Firea, interesantă intervenția primarului Capitalei, nu vrea să pună gaz pe foc, dar pune totuși gaz pe foc. E o intervenție, după părerea mea, nepotrivită. Nu vreau să transmit mesaje toxice, asta e expresia ei. Totuși, după atâta televiziune, după atâta discurs, da, după atâta informație, toate astea îngurgitate de doamna Firea când era în meserie, să nu rămâi decât la două, trei expresii de asta. Încă o dată, doamna Firea, absolut ne la locul lor în limba română. Nu există mesaje toxice. Terminați toată cu tâmpenile astea. Toxicitatea nu există în mesaje. Vorba lui Hristo Stoichkov, nu există dramă în fotbal. Da? Asta e un clișeu, e o idioțenie. Drama e în altă parte, e la război, de exemplu. Da, e la poluare, e la mediu, e la cancer, la un fotbal. Nicio dramă acolo. Ai pierdut, ție în continuare salariu. Nu s-a întâmplat nimic, mergi mai departe, așa și aici. Mesajele nu sunt toxice. Toxicitatea e cu totul altceva. Dar nu asta vreau acum, eu din punct de vedere semantic, să-i reamintesc aici, e pierdere de vreme. Nu, nu poți să te limitezi doar la niște clișee. Asta care ați fost în mediul ăsta, nu sunteți un Tudose. Dar nu sunteți nici măcar o Rovana Plumbă. Ea nu știu să meșteșească cuvintele. Asta da. Știți că asta ați făcut, aveți discursul pregătit, știți să o învârtiți. Nu puteți să spuneți aceeași tâmpenie de fiecare dată cu mesajul toxic. Lăsați-vă cuvântul ăsta deoparte, că este încă o dată prost adăugat în limba română. Poate că alții în alte limbi vor înțelege ceva din el, la românește nu e ok. Nu e ok. Măsor foarte bine cuvintele, zice ea, nu mai trebuie să părem că suntem două tabere. Una al lui Liviu Dragnea și una a premierului Tudose. Cine are alte gânduri ar trebui să părăsească onorabil această echipă. Primarul Capitalei, fraților, în condițiile astea, cred că totuși își poate crea niște dușmani. Ce vrea să spună? Că chiar există aceste tabere? Păi ar fi putut să vină și să spună, domnule, este o voce importantă în PSD. Haideți-mă să fim serioși. Nu există asemenea fracțiuni, da? Sau chiar fricțiuni politice în partid. Nu, astea, că de ce am remaniat? Păi am remaniat pentru că noi suntem exigenți. Da, noi suntem un partid care vrea rezultate, noi avem un calendar, poate nu l-ați înțeles mai asta, dar noi l-avem, făcut net, pe minute, pe secunde, așa, tu n-ai performat la capătul unei linii din astea, îi dați ce denumire vreți liniei respective, doamna Firea, ca să sune un pic așa mai pragmatic, tu la capătul liniei respective, noi concediem, demitem, tăiem capul, tragem în țeapă, da? Vedem, evacuăm. A, indiferent că ne sunt prieteni sau nu colegii respectivi. Pentru că ăsta este obiectivul. Trebuie să ne ducem la îndeplinire, nu așa spune limba de lemn, programul de guvernare. Deci noastră nu trebuie să veniți să spuneți că, oh, da, să nu fie două tabere. Adică ce sunt două tabere? Asta lăsați-i pe Cristoiu și ăștia care n-au altceva de făcut. Ce treabă are Ion Cristoiu, să zicem, da? Sau Dan Andronic sau știu ce. Ăștia n-au decât să zică. Sunt două tabere, să ceartă ăia. Tabra tuturor. Vor să-l omoare pe Dragnea. N-au decât, dar n-a să veniți. Spuneți cu limba de lemn, mai ales când cu atât. Știți-o și